nu știu sursa banilor noastre, nu știu sursa banilor și nu vreau să accept bani murdari. Iran, chestii nu accept bani din partea noastră. Din Iran? Vorbeam cu domnul. Ați spus că sursa banilor mei ar fi din Iran? Păi nu sunteți iranian, ce sunteți la bază? Ce sunteți? Sunt iranian, dar asta înseamnă că sursa banilor mei ar fi din Iran? Nu, ați făcut aluzie că sursa banilor mei ar fi bani murdari și ar fi din Iran. Ați spus asta. A spus că sunteți iranian și a spus că nu accept banii unui iranian. Nu acceptați banii unui iranian? Astăzi am decis că nu. Ați pronunțat trei cuvinte. În, să zicem, nu exact în aceeași propoziție, dar poate că cineva a înregistrat și o să auzim. Ați spus Iran, bani și murdari. Vă rog să spuneți ce ați vrut să spuneți cu cele trei cuvinte. Sincer. Da, sincer. Am vot pentru punctele 3-4. Discuția asta o avem liniștiți împreună până pleacă avionul ulterior. Acum suntem în AGA, pe locul 3-4. Deci în AGA, neavând niciun fel de legătură cu niciun fel de cuvinte, deci puncte, ați pronunțat trei cuvinte care sunt extrem de jignitoare. Nu, v-am spus următorul. Iran, bani, murdari. Ce ați vrut să spuneți? Ascultați-vă puțin. Eu v-am spus în AGA, eu din banii mei m-am cumpărat o apă. Eu ca Bogdan Drăgăt am cumpărat o apă și nu accept banii că nu știu proveniența lor. Ce este greșit aici? Ați pronunțat bani murdar Iran. Nu. Dacă spuneați doar fraza asta, n-ar fi fost absolut nimic greșit. Ați pronunțat trei cuvinte. Iran, bani murdari. Ce ați vrut să spuneți cu cele trei cuvinte? Vreau să spun că votul, dați-mă la vot, vă rog de mult. Ce ați vrut să spuneți cu cele trei cuvinte? Eu sunt un acționar care mă simt jignit pentru că originile mele au fost atacate de către conducerea. Eu pot să fac un articol, dar pot să fac și sesizări, pot să fac plângeri. Bogdan Drăgoi mi-a spus trei cuvinte. Iran, bani, murdari. Doresc să știu. Dacă n-a vrut să lege cele trei cuvinte, cum s-a întâmplat să le pronunțe? Delegat n-a vrut să le leg și nu le-am legat. Atunci vă rog să explicați ce ați vrut să spuneți. Ce, că a folosit tu trei cuvinte diferite? Haideți, vă rog. A spus bani murdari și a spus Iran. Ce ați vrut să spuneți? Provenienția banilor. Asta e cu totul altceva. Nici eu nu știu proveniența banilor dumneavoastră, dar niciodată n-aș îndrăzni să folosesc cuvinte care ar fi proveniența banilor. Pot să folosesc, dar n-aș putea. Adică pot să-mi imaginez o grămadă de feluri de expresii. Să zic că eu nu beau apă pentru că nu știu cu ce bani s-au cumpărat. Am o întrebare la dânsul. Ați consemnat că dânsul mi-a spus că e posibil ca banii mei, având în vedere proveniența din Iran, să fie murdari? N-am spus asta în cuvintele astea. Nu exact în cuvintele astea, dar ați folosit și bani murdari și Iran. Acum ai pus foarte multe cuvinte, dar nu le-am spus în forma că vă să nu încercați să duceți idei care nu s-au spus. Am spus că păi nu spuneți dumneavoastră că ați spus Iran și bani murdari. Spuneți, vă rog, ce ați vrut să spuneți. Am spus fraze diferite, Iran și bani murdari, adevărat, fraze diferite, contexte diferite, lucruri diferite. Am spus că nu accept bani, că nu știu proveniența de la dumneavoastră. Că nu știu de proveniența, nu știu proveniența banilor noastre. E posibil să fie din Iran. O altă frază, nu le-am legat. Deci nu încercați asta acum să aveți chestii care nu sunt.